Această tensiune e ridicată. 160 plus. În centrul orașului Ialoveni este amplasat un cort unde oamenii pot solicita să le fie măsurată tensiunea arterială sau să se hidrateze. Da, sunt foarte important, e foarte bine și vă mulțumesc frumos, se adresează foarte bine. Chiar trebuie și încă mai mult de făcut pentru oameni, fiindcă e foarte cald. Da, cred că sunt importante corturile, în special pentru persoanele care ies pe mai mult timp afară, în această zi lungă, foarte caldă. Persoanele care sunt cu diferite boli cardiovasculare. M-am simțit ceva că nu e cum trebuie. Și mă duc să eu puțin apă, că apoi știți cum. La persoane să li se acordă, să măsoară tensiunea, persoanele cu tensiune mărită li se acordă câte o pastilă, au posibilitatea să odihnească puțin, totodată le acordăm apă rece la necesitate. Vremea toridă le dă bătăi de cap și locuitorilor capitalei. Eu socot că e o binefacere bună pentru noi. Acum v-ați oprit pentru... Cum căldura asta ne supune pe inimă și atunci hotărâți cât de puțin. Мне 66 лет, и вот не успел взять с собой воды, и эта палаточка очень серьезно выручает. Вы сами знаете, что больше страдают от жиры как раз люди пожилого возраста. Chiar mergând, mă gândeam, zic, sunt undeva să-mi cumpăr o sticlă de apă și când am văzut, mi-a părut foarte bine. Zicea că am să iau un stacan de apă. Acest cort este amplasat într-un loc unde circulația este foarte intensă, majoritatea circulă spre piața centrală. După câte am observat, predomină populația mai în vârstă. Medicii recomandă expunerea cât mai puțină la soare, mai ales în orele amiezii. De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să consume cât mai multă apă, să poarte pălărie sau chipiu pe cap. În caz de necesitate, să se adreseze la cel mai apropiat cort pentru a primi ajutor.